știi, de 20 de ani în slujba comunității. M-am luptat cu pensiile speciale, m-am luptat cu incompetența din administrație, m-am luptat cu nepotismul din instituțiile publice. Acum vin să schimb sistemul. Soluția Dobocan. Soluția PMP. Pentru o administrație performantă cu oameni profesioniști. Respect pentru competență, respect pentru profesioniști. Votează Romeo Dobocan, președinte Consiliul Județean Maramureș. Votează PMP. Alături de mine în studio se află domnul Romeo Dobocan, candidat PMP la președinția Consiliului Județean Maramureș, și domnul Gheorghe Grad, candidat PMP la Consiliul Local Sighet. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bună seara sighetenilor și tuturor celor care la această oră sunt pe TV Sighet. Pentru dumneavoastră, cum decurge campania electorală? Pentru că au mai rămas doar câteva zile. Foarte bine, da, mai sunt puține zile. Bine, mă așteptam să ca ritmul acesta alert să ne facă să simțim pe toți angajați în această campanie mai puțin competiția aceasta electorală, pentru că în fiecare zi, fiind între oameni, eu cel puțin, asta mi-am propus în momentul în care am intrat în această campanie, să continui ceea ce făceam ca și jurnalist. Da, să fiu în fiecare zi printre oameni, să vorbesc cu ei, să-i ascult, să-mi reglez agenda, pentru că, sigur, programul meu electoral exista înainte de a intra în această campanie, dar anumite lucruri trebuie reglate, pentru că oamenii au foarte multe nevoi. Doar în momentul în care discuți direct și în această campanie, imaginează, Dana, că am vorbit cu, cred că undeva la 6.000 de persoane. Stat față în față cu omul și vorbind. Un minut, două minute, cu alții mai mult, cu grupuri de oameni, cum se adunau prin târguri. Stăteai cu unul, doi de povești, mai veneau trei, patru și fiecare are problema lui. Și problema fiecăruia este extrem de importantă. Și pentru el și pentru ceea ce înseamnă administrația publică. A lipsit foarte mult acest dialog și lipsește în continuare de la oamenii de administrație. Pentru că niciunul dintre contracandidații mei importanți, fără să-i neglijez pe ceilalți contracandidați, da? Sigur, sondajele dau niște favoriți și atunci aș prefera actualul președinte, cel care este candidatul PNL-ului. N-au coborât și nu vor coborâ, pentru că nu sunt persoane care să înțeleagă nevoia asta a omului de a purta dialogul direct cu el. Se duc în curtea școlii, așa au făcut și la Sighet, da? Au stat în centru, eram aici în Sighet, eu vorbeam cu oamenii, eram în piață, vorbeam cu oamenii, ei au venit să se lanseze la Sighet, și PNL-ul și PSD-ul, și au tras o bandă, și-au pus niște scaune și au tras o bandă în jurul scaunelor, s-au urcat pe o scenă și au vorbit la microfon. Asta este toată relaționarea pe care au făcut-o cu cetățeanul. De asta și privește cetățeanul, omul politic, cu atâta suspiciune. De asta este alegătorul foarte sceptic în momentul în care vii să-i spui ceva, vii să-i zici, bă, uite, eu pot să fac chestia asta sau am în plan lucruri, iar veniți cu promisiuni. Nu, eu acum am venit în politică, n-am venit cu promisiuni, dar încerc să, și am încercat să-mi creionez un program care, pe lângă că este posibil de făcut, să-l și realizez. Nu doar să existe doar posibilitatea de a-l face, ci și de a-l face efectiv. Iar în 4 ani multe din aceste puncte pot fi făcute, sigur, altele sunt proiecte pe termen lung, pentru că dezvoltarea unui județ, a unui oraș, pentru că este și domnul Grad aici, care este locul 1 pe lista Consiliului Local Sighetul Marmației, iar Gabriel Filipciuc este candidatul nostru al Partidului Mișcarea Populară pe Sighetul Marmației, au proiecte la fel făcute, pe strategie, că așa se dezvoltă o comunitate, pe strategie, scurt termen, mediu și lung. Așa este, sunt făcute toate programele candidaților PMP. Adică, ca să concluzez, campania a fost extrem de plăcută, utilă și acum, pe final, mă simt mai fresh ca atunci când am început campania. Oamenii te încarcă pozitiv și foarte mulți îți dau încredere că ai făcut alegerea bună, că am făcut alegerea bună, că așteaptă niște lucruri, că vor schimbarea și e foarte tonic când această schimbare o văd în tine.
Ce ați constatat în urma acestor întâlniri cu cetățenii și vizite în teren, ca să le spunem așa? Există anumite zone din Maramureș care au fost oarecum neglijate? E atât de pretențios termenul ăsta cu vizită în județ, pentru că ți-am zis, da, și tu știi că e jurnalist, noi facem constant lucrul ăsta, mergem și stăm între oameni, am povestit, ne chemau, sigur că ne chemau pe cazuri punctuale și atunci nu mergeam în fiecare poartă să vorbim cu omul. Acum mergi la fiecare poartă și încerci să-l cunoști. Da, sunt o grămadă de, cum ți-am spus, undeva la 6.000 de persoane cu care am stat. Sigur că sunt comunități neglijate. Sighetul este o comunitate neglijată. Odată de administrația locală și apoi de administrația județeană, pentru că președintele de la județ este șeful de partid al actualului primar. Dacă n-a mișcat administrația Sighetului, nu îi se datorează doar primarului, ci și șefului de partid. Pentru că în ședințele de partid, dacă s-or fi întâlnit vreodată sau s-au sunat la telefon, nu trebuie doar să-și ureze la mulți ani și sărbători fericite, ci să și spună șeful de partid, vezi, în comunitatea aceea pe care o păstorești, sunt niște oameni acolo, cărora tu și noi le-am promis, le-am garantat, te-am girat, da, cu proiectele pe care vii și le facem pentru Sighet. Ce am făcut până acum? Ce ai făcut în 4 ani pentru Sighet? Sigur că l-au abandonat pe actualul primar și au scos din pușculiță un alt candidat pe care îl prezintă la fel de curat și de voinic ca pe domnul Scubli pe care l-au prezentat acum 4 ani. E analiza alegătorului când merge la urnă în ce mai crede. Și spuneam că lipsa asta de încredere se datorează omului de administrație, care n-a știut să vorbească cu omul. Nu că n-a știut, a fost dezinteresat să vorbească cu cetățeanul. Domnule Grad, dumneavoastră vă aflați la finalul unui mandat de consilier județean. De ce v-ați decis să candidați de această dată pentru Consiliul Local Sighet? Bună seara dumneavoastră și spectatorilor dumneavoastră. Da, aveți dreptate, sunt la final de mandat, un mandat care zic eu că a fost mai mic a colegilor mei, deoarece am început în 2017 la Consiliul Județean, dar am fost un consilier consecvent, un consilier care am participat efectiv pentru bunul mers al Consiliului Județean, datorită acestei coiziuni din Consiliul Județean, zic eu că acest mandat a fost destul de benefic pentru maramureșeni prin prisma celor realizate, adică acest șoselele județului Maramureș arată mult mai bine astăzi, multe dintre ele, plus, zic eu, cele care sunt astăzi în construcție, pe total a fi undeva la vreo 210-215 kilometri reabilitați, deci total, de la începerea acestui mandat, un lucru care, zic eu, că nu s-a făcut în 30 de ani de Consiliu Județean. Este una din realizările noastre la nivel județean. Când spun noastre, mă refer la absolut toți consilierii, indiferent de culoarea politică, pentru că toți am fost în Consiliul Județean un numitor comun și voturile au fost de la toate partidele pentru bunul mers al județului. Într-adevăr, cum a spus și colegul meu de partid, domnul Dobocan, sunt și nerealizări la nivel de județ, aici mă refer la partea ecologică a județului, unde știți că și astăzi avem probleme la Sighetul de Marmații, foarte mari probleme cu groapa de gunoi, felul cum arată albia râurilor în localitatea noastră, suntem al doilea municipiu pe Maramureș și zic eu că ar trebui să arătăm mult mai bine și multe, multe alte lucruri care sunt, dar aici s-a văzut că în Consiliul Județean s-a mișcat și zic eu, dacă viitorul Consiliu Județean va continua și va merge mult mai bine în continuare și dacă cetățenii județului Maramureș se vor orienta și spre candidatul Mișcarea Populară, care, după cum știți dumneavoastră, în ramura în care lucrați și dumneavoastră a fost un exemplu de corectitudine, așa este și în viață.
viață, zic că județul nostru are de câștigat. Plus, avem la Consiliul Județean pe acest mandat, deși nu sunt eu, nu pentru că n-au vrut colegii mei, nu sunt pentru că eu mi-am dorit să am o vârstă și eu, să particip efectiv la bunul mers al localității noastre, al municipiului nostru. Și dacă voi ajunge în Consiliul Local, pentru că sunt pe poziția numărul 1 cu colegii mei și cu cei care vor fi primari, că să fim serioși, nu cred că noi vom putea lua postul de primar la PMP, dar putem să-l luăm pe cel de viceprimar, unde am venit în fața dumneavoastră cu un băiat foarte bine pregătit, un băiat de mare calitate, care are și un motou extraordinar, care mie îmi place, care zic eu trebuie să, pe fiecare să-l ungă la suflet, zic eu așa în viața lui, o administrație cu bun simț. Adică o administrație cu bun simț, asta înseamnă ca tu să nu promiți și să faci. Și noi, în Partidul Mișcarea Populară, deci domnul Filip Ciuc, în puținul timp de când a preluat partidul, a organizat extraordinar de bine, pe lângă eu, care sunt cel mai în vârstă în partid și fostul președinte al partidului, a adus câțiva oameni de mare calitate, deci inginer în prelucrarea lemnului, care la ora actuală este șef de secție la Primob, a adus un inginer în exploatarea lemnului, care actualmente este pădurar, un om de mare caracter, avem o doctoriță care este la noi în partid, avem juriști, avem oameni de mare calitate, tineri din toate părțile sociale, care, dacă în 27 cetățenii municipiului nostru ne vor da girul, noi în Consiliul Local vom fi o forță puternică și niște oameni care împreună cu Consiliul Județean și cu președintele Consiliului Județean vom face tot ce depinde de noi să schimbăm fața municipiului. Noi aici avem multe lucruri care dumneavoastră le-ați citit și n-are rost să le mai citesc și eu, de bun simț, care sunt realizabile și care noi ne dorim din suflet să le aducem. Pentru că în interiorul partidului nostru sunt oameni care știu să facă cele lucruri fundamentale, cele trei lucruri fundamentale prin care poate crește municipiul nostru. Adică să aducă fonduri europene, să construiască de la zero drumurile care le avem în incinta municipiului prin forțe proprie, adică prin această societate urbană care are, din punctul meu de vedere, chiar dacă nu-i coleg cu mine de partid, un om competent acolo, dar n-are utilaje și sunt mulți oameni care trebuie puși la treabă, să nu zic schimbați. Deci trebuie puși la treabă. Noi, un municipiu care avem două râuri, deci Tisa și Iza, numai dacă noi ne dorim să facem treabă serioasă, cu materia primă care o scoatem din aceste două râuri, dacă noi vrem să regularizăm aceste râuri ca la inundații, să nu mai avem probleme cu oamenii să aibă inundații, noi regularizând aceste drumuri, cu materia primă care o scoatem de acolo, avem tot ce ne trebuie pentru a pregăti absolut toate șoselele din municipiul nostru pentru a fi asfaltate. Și făcând o colaborare, să zic așa, sau știu eu, cu o stație de asfaltare de mare calitate, noi într-un mandat, fără eforturi foarte mari, rețineți, știu ce spun, fără eforturi foarte mari, putem să garantăm tuturor cetățenilor că pot să aibă o viață mai bună. Dar mai vreau un singur lucru să vă spun și îl las pe colegul meu. Pentru asta trebuie noi, după 28, să uităm de în ce partid facem parte, să facem o coaliție spre binele omului, se poate numi așa, primarul, viceprimarul, consilierii locali și să mergem după fonduri. Pentru că dacă noi folosim bugetul Sighetului pentru a asfalta două sau trei străzi sau o face un loc de joacă pentru copii, noi ne-am terminat. Bugetul acesta trebuie folosit doar pentru cei 10% pentru fonduri europene. Rețineți. Deci trebuie să ne trezim. După 30 de ani trebuie să vină o administrație care este pentru cetățean. Nu mai vreau după 4 ani de zile ca să mai existe în Sighetul Marmației om care nu are curent, om care nu are canalizare, om care nu are apă și care nu are gaz metan. Deci aceste lucruri în mileniul 3, nu știu cum să spun, sunt obligatorii. Și noi vom câștiga și sănătate, pentru că acei copaci care se taie zilnic și cu care ne chinim noi să ne facem lemne și alte materiale adiacente care rezultă din deșeurile de lemn,
noi, acești copaci vor rămâne în picioare. Rămânând în picioare, vor produce oxigen. Bioxidul de carbon, care îl inhalăm noi toți, de la cel mic până la cel mai mare, în fiecare iarnă, în Sighetul Marmației, de multe ori este insuportabil să stai în curte cu cineva la poveste, nu mai iese pe furnale, pentru că gazul metan va aduce acest beneficiu. Și să ne gândim și la oamenii noștri care plătesc impozite, eu zic, destul de mari. Ar trebui să revizuim și aceste impozite și să le cerem oamenilor impozite în momentul când le creăm și condiții. Noi mergem invers. Noi cerem totul, dar nu dăm nimic. Cu siguranță și sighetenii, la fel ca și toți maramureșenii, își doresc să fie îmbunătățit nivelul de trai. Da, eu spun că mai remarcat și tu și cei care ne urmăresc echilibrul domnului Grad, care vorbește bine despre orice om care are competență acolo unde este pus, indiferent de culoarea politică. Noi tinerii suntem un pic mai impulsivi și mai emoționali când e vorba de o astfel de catalogare a adversarilor politici. Și domnul Grad a citit acolo lista de candidați ai PMP-ului la Sighetul Marmației și ați văzut o simbioză între oameni cu experiență politică, cum este domnul Grad, și ceilalți candidați ai noștri care n-au experiență politică. Sunt oameni care au venit de pe băncile școlii în politică, n-au în spate ani de politică, au câteva săptămâni, câteva luni, dar sunt oameni care pot schimba un sistem. Asta este apelul meu în 27, să veniți la vot, să schimbăm un sistem. Pentru că citea domnul Grad foarte bine mesajul lui Gabriel Filipciuc, o administrație de bun simț, pornește din sloganul nostru pe întreg județul, care este respect pentru Maramureș, respect pentru oameni, respect pentru fiecare comunitate în parte, pentru profesioniști, pentru dascăl, pentru cultură, pentru... Asta am pierdut de-a lungul timpului. Acest respect pentru omul de lângă noi. Și spunea domnul Grad o chestiune foarte importantă și pornește sau ea curge din ceea ce am spus și eu, legat de modul în care te privește cetățeanul pe tine, politician. În momentul în care el simte că tu arunci gogoși pe piață, sigur că se îndepărtează de tine. Și de tine cel care intri nou în politică, ceea ce e dureros când vezi că cineva, ești ca ceilalți, da? Nu sunt ca și ceilalți. Sunt altfel, pentru că am venit cu administrație de bun simț, nu promitem. Am auzit la Sighet, nu mă păstrez, că scoatem vitalul, nu știu cine promite scoaterea vitalului de pe piață. Trebuie să fim extrem de echilibrați când facem astfel de afirmații. Pentru că omul zice, ce bine, scoate, în sfârșit, unul cu putere, care scoate vitalul, că toți vrem să iasă vitalul de pe piață. Și eu vreau să iasă vitalul de pe piață din Baia Mare. Toți ne dorim și prețul să fie nu 2 lei, 0, să nu plătim nimeni nimic. Dar haideți să vedem dacă legal lucrul acesta poate fi făcut. Cunoaște cine aruncă lucrurile astea, contractul între ADI și administrația Sighetului, Băii Mari sau oricare UAT component al acestui ADI, are Sighetul posibilitatea să iasă și să plătească despăgubirile? Știe cineva cât a fost postul 1 de mediu, cât s-a investit pentru Sighet și cât e în programul acesta de finanțare european și negocierile cu Jasper în ce stadiu sunt? Că așa aruncăm. Dar ne discredităm pe noi. Dacă ție nu-ți pasă politicianului care aruncă diverse promisiuni, am vorbit de vital, dar orice promisiune, mie, care intru să fac un alt fel de politică, îmi pasă în a nu arunca pe piață, dați-mi voie să le zic, măgării. Da? Lucrurile trebuie echilibrat. Trebuie să explici omului, ok, care e problema cu vitalul? Nu o să putem ieși din vital. Sighete, nu o să puteți ieși. Indiferent cine ce vă spune. Pentru că sunt 20 de milioane pe post 1 investiți pentru Sighet. De unde dă primăria Sighet 20 de milioane? Crezi că o să te lase Ministerul Mediului să ieși și așa ușor? Că rup tu contractul. Acolo sunt niște clauze. Pe POIM
acum ce se implementează sunt 12 milioane de euro, da? Tot așa pentru Sighet. Ăstea sunt fără TVA. Nu mai punem investițiile vitale. E o problemă vitală, dar e o problemă de execuție la lucrări. E o problemă la prețul apei. Haideți să vedem lucruri în care am putea interveni. Nu unde e o bătălie pierdută, îi dai omului speranță, după care ne trage de mânecă pe toți. Pentru că știți, ați promis, dar nu i-am promis. Nu mă interesează, sunteți acolo, ați ajuns pe sănite la județ, trebuie să ne rezolvați problema, că a promis nu știu cine. Dar nu eu v-am promis. Nu contează. Dacă el a zis că se poate, sigur se poate. Nu se poate. Deci lucrurile trebuie făcute. Trebuie și noi, alegătorii, să fim foarte analitici în momentul în care ni se aruncă pe piață o promisiune. Pentru că eu de-aia m-am intrat în o cursă electorală. Că nu mi era... Aveam timp liber ca să fac și politică. Da? Dar am spus, ok, ca să poți face o altfel de politică, este nevoie de alți oameni. Cum îi dai pe cei care sunt acum? Doar venind fețe noi, pentru ceea ce a militat pentru lucrul acesta în toți anii de media. Haideți să ne implicăm cât mai mulți în politică. Haideți să venim cu idei, cu disponibilitate de a merge și a vorbi cu oamenii. Dar să punem o limită la promisiuni, să le calăm pe ceea ce se poate face, nu pe ceea ce nu se poate face. Sunt firme care lucrează la vital, care execută foarte prost lucrările. Da? Am văzut azi niște imagini. Cum execută firme agreate de vital lucrările? Acolo trebuie să intervenim. De ce e prețul la apă aproape oblei, apă plus canal? Da? Cum reducem prețul acesta? Haideți să vedem cum reducem prețul acesta. Unde putem să lucrăm? Disponibilizăm, reducem șefii de servicii, de agenții, de ce vreți. Nu sunt specialist, nu lucrez în vital, dar poți să-i ceri, fiind în ADI, Sighetoare 2 și ceva la 100 în ADI, mi se pare, pentru că Baia Mare are cel mai mult, 2,6. 80 și ceva are Baia Mare. Haideți să ne întâlnim toți și vedem ce se poate face pentru oameni. Contorizare. E nevoie de contorizare individuală la fiecare cetățean. Da? Hai să o facem asta. Hai să vedem noi ca și cetățeni cum reușim să ne reducem consumul de apă. Sigur că prețul e prea mare. Nu-mi convine. Și am combătut. Asta este și marea nemulțumire a cetățenilor. Și marea nemulțumire. E corect. Dacă s-a făcut o greșeală, s-a făcut atunci când s-a intrat în ADI, eventual, în 2009. Dar poate autoritatea locală să susțină niște investiții de nivelul acesta? Ce credit ar trebui să ia o administrație? De asta spun că un pic trebuie să fim echilibrați când facem niște promisiuni, pentru că se întorc împotriva noastră. Mă aduc aminte de o promisiune a unui coleg din presă de la București, care a spus că taie pensiile speciale în 30 de zile. Și-au trecut un an și 6 luni de la europarlamentare și nu s-au tăiat pensiile speciale, pentru că sunt niște pași care trebuie urmați, sunt niște proceduri. Cineva ți le întoarce pe legalitate. Exact așa este și chestiunea cu vitalul. Să nu mai cădem victime, noi alegătorii, unor promisiuni care nu se pot face, indiferent ce ne spune unul și altul, pentru că în acest Consiliu Local unii și alții au fost 4 ani. Da? De ce n-au tăiat acest cordon obilical cu ADI Apă Canal Maramureș? De ce n-a ieșit nicio comunitate nu la nivelul Maramureșului, la nivelul țării? Da. Poți să nu intri. Dacă nu ți se derulează un proiect, poți să nu intri, n-ai pierdut nimic și vezi tu ce faci. Mai avem foarte puțin timp din această emisiune. Aș vrea să vă rog să transmiteți un mesaj maramureșenilor, pentru că au mai rămas doar câteva zile până la alegerile din 27 septembrie. Eu îi aștept la vot. Am încredere că vor veni la vot, am încredere că vor analiza foarte bine fiecare candidat. Știu că au încredere în ceea ce am propus noi peste tot. Avem liste cu oameni foarte bine pregătiți. Există o nevoie de schimbare, e transmisă această nevoie de schimbare. Eu n-aș vrea să schimbăm un baron cu un alt baron.
citiți presa din ultimele zile, cum arată? Pe online. Cum se vorbește de candidatul PSD, cum se vorbește de candidatul PNL? În declarațiile de avere, ce a luat unul după 4 ani din relațiile cu statul, ce a luat celălalt din relațiile cu statul? Cred că nu asta ne dorim, să schimbăm un baron cu alt baron. Maramureșul trebuie să aibă o altfel de administrație. Și în 27 septembrie îmi doresc să avem puterea nu să schimbăm nume, ci să schimbăm un sistem, să schimbăm un mod de lucru. Din păcate nu mai avem timp să vorbim în această seară. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și mult succes aveți. Mulțumesc tare mult, PMP, pe 27 septembrie. Revenim cu partea a doua a emisiunii.